Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru că ați onorat invitația noastră de a participa la această conferință de presă în prima zi de campanie electorală pentru alegeri locale care vor avea loc în data de 27 septembrie acestui an 2020. Sunt alături de prietenul și colegul meu, Adrian David, candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Am început eu această conferință de presă ca primar în funcție și vreau să vă spun că sunt foarte hotărât să continui proiectele pe care le-am început în acest mandat de 2 ani și 9 luni și în perioada 2020-2024. Mai mult de atât, avem deja în lucru proiecte pentru următorii ani, proiecte care vor avea finanțare fie pe fondurile europene, fie pe fondurile guvernamentale și, bineînțeles, din bugetul local și bugetul împrumuturilor. A fost un mandat relativ scurt, dar bogat. Bogat în contracte pe care le-am semnat și pot să vă spun că cu bucurie că municipiul Deva are deja contracte semnate în valoare de peste 70 de milioane de euro pe fonduri europene. Este vorba de 32 de contracte. O bună parte dintre ele sunt în implementare, iar celelalte vor intra în implementare, deci în execuție, în perioada următoare. Lucrăm deja la proiectele pe sesiunea financiar-bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 și municipiului Deva i-au fost alocat deja 45 de milioane de euro în cadrul regiunii 5 Vest. Avem proiecte în implementare pe fonduri guvernamentale, fie la Ministerul Dezvoltării Regionale, fie la Compania Națională de Investiții, în sumă de peste 30 de milioane de euro. Deva este frumoasă, acesta este și sloganul cu care am pornit în această campanie electorală. Scopul meu declarat și al echipei PNL este să facem o Deva strălucitoare în următorii 4 ani de zile. Am făcut câțiva pași foarte importanți în această direcție și vom continua. Nu vă ascund că avem un obiectiv îndrăzneț. Conjunctura a făcut ca în decembrie 2017, în prima mea zi de mandat și la prima ședință de Consiliu Local, să inițiez mai multe proiecte de hotărâri, dar consilierii PNL, din totalul de 21, au fost în număr de 5. Mă refer la cei care au ajuns consilieri locali în vara anului 2016. Nu mi-a fost ușor cu 5 partide în Consiliul Local să îmi trec toate proiectele, dar cu toate acestea, printr-o muncă foarte intensă, am reușit să depășesc cifra de 3.000 de proiecte de hotărâri de Consiliul Local, inițiate de mine în calitate de primar și aprobate de Consiliul Local în această perioadă, în acest mandat de 2 ani și 9 luni. Scopul declarat al meu și al echipei liberale este ca la alegeri locale din data de 27 septembrie, Partidul Național Liberal să aibă în configurația Consiliului Local minimum 10 consilieri PNL. Al doilea obiectiv declarat este acela de a aduce în Zestrea pentru domnul Adrian David, candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, un număr cât mai mare de voturi. Și aici mă refer la vot politic pentru Consiliul Județean și pentru candidatul Partidului Național Liberal. Și sunt convins că, Adrian, vom face acest lucru. A început campania electorală, dar din poziția și de primar, dar și de președinte al PNL Deva, în discuțiile pe care
le-am purtat zilnic cu cetățenii, să știți că acest obiectiv pe care noi l-am stabilit este unul realizabil. Un mesaj înainte de a încheia către ceilalți competitori. Suntem 13 candidați pentru funcția de primar al municipiului Deva. Este foarte bine că sunt 13 candidați pentru că devenii vor avea posibilitatea să aleagă pe cel mai bun din cei 13 competitori. Nu mi-am permis să le dau sfaturi, dar totuși o recomandare în această primă zi de campanie am să o fac către toți candidații la funcția de primar al municipiului Deva. Devenii s-au săturat de ceartă, de atacuri, în cea mai mare parte nejustificate, de intoxicări. Au nevoie ca cei care doresc să ajungă primar al municipiului Deva să vină în fața lor cu proiecte clare, constructive, dar proiecte realizabile care să presupună natura juridică care trebuie să fie rezolvată și sursa de finanțare, pentru ca proiectele pe care dânșii vor să le implementeze să fie viabile și să convingă electoratul. Acest lucru îl voi face și eu în această perioadă de 30 de zile. Le voi spune devenilor care sunt direcții de dezvoltare ale municipiului în următorii 4 ani de zile, cadrul juridic și sursa de finanțare. În ceea ce mă privește pe mine și pe colegii din Partidul Național Liberal, vom face o campanie pozitivă bazată pe proiecte și nu pe atacuri la persoană. Garantez acest lucru prin faptul că am participat până acum la 3 runde de alegeri pentru funcția de primar. În 2012 am candidat și am făcut o campanie corectă, curată, pozitivă. Am pierdut, dar nu mi-a părut rău că am făcut o campanie curată pentru că mi-am câștigat încrederea multor mii de deveni. În 2016 am candidat a doua oară. Am făcut o campanie curată și am pierdut. Și nu mi-a părut rău că am făcut o campanie curată pentru că am câștigat de asemenea încrederea altor mii de deveni. A venit momentul noiembrie 2017, în care am candidat a treia oară, tot pe o campanie pozitivă, curată, și am câștigat. Am obținut peste 9.000 de voturi, deci peste 9.000 de deveni au avut încredere în mine și în proiectele pe care le-am prezentat. Candidez pentru a patra oară la funcția de primar și voi face, împreună cu colegii din Partidul Național Liberal, aceeași campanie corectă, curată, bazată pe proiecte și nu pe atacuri la persoană. I-aș încuraja pe toți ceilalți contracandidați să facă același lucru, iar devenind în data de 27 septembrie să aleagă pentru următorii 4 ani de zile în funcția de primar acea persoană care în aceste 30 de zile va reuși să-i convingă că merită să-i reprezinte pe deveni și Deva. Vă mulțumesc! Adrian, îți dau cuvântul. Mulțumesc, domnule primar! Și eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, colegilor din presă, pentru că ați acceptat invitația noastră. Este o zi simbolică, începe campania electorală și am considerat de cuvință să adresăm un mesaj tuturor alegătorilor și tuturor celor care sunt implicați în această campanie electorală. Noi, cei din Partidul Național Liberal și cei din Alianța PNL-UDMR-PNCCD, pornim foarte optimiști că vom fi învingători în această campanie și în cele ce urmează o să vă dau și câteva argumente care să ateste acest fapt. În primul rând, avem cei mai puternici candidați în toate cele 69 de UAT-uri, iar eu mă aflu astăzi alături de primarul etalon al Partidului Național Liberal în județul Hunedoara, omul care a arătat în cele mai grele momente că se poate face o altfel de administrație, că se pot sparge recorduri după recorduri în privința finanțărilor proiectelor pentru Deva și pentru deveni, omul care a arătat că are o viziune mai mare decât și mai importantă și mai amplă decât toți ceilalți primari pe care a avut municipiul Deva în ultimii 30 de ani. Îi mulțumesc pentru susținerea pe care mi-a arătat-o continuu și constant, îi mulțumesc pentru că alături am muncit
alături de domnia sa în echipa de la primăria municipiului Deva, unde am învățat foarte multe lucruri pe care și am avut experiențe pe care le voi implementa în Consiliul Județean Hunedoara. Și le mulțumesc de asemenea tuturor colegilor care m-au sprijinit, m-au votat și mă susțin în acest moment. Și le mulțumesc de încă de pe acum tuturor hunedorenilor care vor pune ștampila în dreptul Alianței PNL-UDMR-PNCCD în 27 septembrie. Când discutăm despre argumente ale noastre, ale celor din Partidul Național Liberal, pe de o parte este experiența și bunele practici în administrație, așa cum foarte bine domnul primar Florin Nicolae Oancea a anunțat anterior, 70 de milioane de euro pe fonduri europene la Deva, multe alte milioane de euro în întreg județul, atrase de administrația condusă de liberali și stilul de viață, modul de viață și curățenia, siguranța în orașele și în comunele conduse de colegii noștri, este un etalon pentru a putea spune că noi suntem capabili să facem o administrație performantă. Un alt argument este, din păcate, unul care nu ne face cinste, nouă hunedorenilor. Am avut în ultimii 4 ani parte de cea mai proastă guvernare locală din ultimii 30 de ani în județul Hunedoara. Un mandat ratat de către Partidul Social Democrat, care nu a fost capabil să ducă la bun sfârșit nicio investiție semnificativă, nu a fost capabil să genereze un program, un proiect, o viziune amplă de dezvoltare a județului nostru și astfel am ajuns să fim cei mai prost plătiți oameni din Transilvania, pe locul 35 în țară ca nivel de salarizare, să fim județul de pe locul 1 la migrație în regiunea vest, să fim județul cu cea mai deznădăjduită populație din provincia istorică Transilvania. Astea sunt lucruri pe care ne dorim să le schimbăm printr-o echipă foarte puternică, formată din oameni cu multă experiență, cu multă dăruire pentru județul nostru și prin proiectele pe care le propunem pentru Hunedoara. Dacă astăzi ne aflăm undeva, este momentul să onorăm gazda noastră și să anunțăm câteva proiecte semnificative pe care le vom materializa în parteneriat cu Primăria Deva. Și aș începe cu, zic eu, cel mai important aspect în acest moment, și anume atenția asupra Spitalului Județean de Urgență Deva. Pe de o parte, nu va mai fi nevoie ca Primăria Deva să fie singura care finanțează sau cel mai mare finanțator al Spitalului Județean de Urgență să fie Primăria Deva, ci vom munci împreună și vom finanța împreună funcționarea și proiectele de dezvoltare ale Spitalului Județean. Din această perspectivă, este cazul ca în cel mai scurt timp posibil, noi am spus că undeva până luna decembrie, să adoptăm în Consiliul Județean Hunedoara un plan de management de crize sanitare, pentru ca niciodată să nu se mai întâmple să fim luați prin surprindere, să fim nepregătiți în fața unei pandemii, așa cum a fost în luna martie, și s-a creat acea stare de neliniște și, practic, spitalul a fost o bună perioadă de timp paralizat. Tot în această direcție, în zona sanitară, împreună cu partenerii noștri din USR și, sigur, împreună cu parteneriat cu Primăria Deva, vom construi până în 2024 prima clinică de îngrijiri paliative din județul Hunedoara, finanțată din fonduri guvernamentale și din fonduri locale, care cred eu că este un pas înainte în îngrijirea celor care sunt cu nevoi speciale, cu boli care au nevoie de foarte multă atenție și de foarte multă îngrijire. Hunedorenii merită, cei în vârstă și cei care nu sunt în vârstă, dar care au probleme deosebite, merită această atenție din partea administrației locale și cred că acest proiect este unul dintre cele mai importante pe care le vom implementa în acest mandat 2020-2024. Dacă discutăm despre infrastructură, Deva are nevoie să fie conectată direct la autostrada A1 și așa cum Florin Oancea a început demersurile și a reușit să obțină finanțare pentru studiul de fezabilitate și pentru proiectul tehnic al nodului de autostradă de la Sântu Halm, în mandatul 2020-2024 vom obține și finanțare și pentru construcția lui și cu siguranță vom începe, nu știu dacă este posibil să fie și finalizat,
dar vom face din această investiție o prioritate maximă. Totodată, conexiunea Devei față de celelalte orașe e importantă a fi dezvoltată, a fi crescută. Conectivitatea către Simeria și către Hunedoara pentru a putea dezvolta mai departe polul de creștere Deva-Hunedoara-Simeria-Călan. Vom investi în construcția unei șosele pe patru benzi între Deva și Simeria. Fiind drum național, e nevoie de un parteneriat cu Guvernul României. Și vom moderniza, printr-o investiție masivă, drumul spre Hunedoara, drumul județean 687. Va fi reabilitat, modernizat și va fi dotat cu un sistem de monitorizare inteligentă a traficului. E o chestiune pe care cu siguranță o să o dezvoltăm, un concept pe care o să o dezvoltăm în această campanie și care va, pe de o parte, va aduce o mobilitate crescută a celor care fac naveta între cele trei orașe, fie că discutăm despre Simeria, Hunedoara sau Deva, și de asemenea va aduce un plus de siguranță, pentru că atunci când discutăm despre un sistem inteligent de management al traficului, discutăm despre ținta de accidente care să fie zero. De asemenea, vom investi în școlile și din municipiul Deva și din întreg județul Hunedoara prin programe pilot pe care le vom anunța punctual în următoarele zile. Sunt foarte multe lucruri pe care împreună cu Florin Oancea, împreună cu echipa de primari și de candidați ai Partidului Național Liberal și cu partenerii noștri din cea mai mare coaliție de dreapta care s-a format vreodată în județul Hunedoara, le-am gândit, le-am creionat și împreună cu hunedorenii, după 27 septembrie, le vom pune în aplicare. Suntem pregătiți, așa cum spunea și prietenul meu Florin Oancea, noi nu vă spunem doar, nu vă facem doar promisiuni. Avem gândite și din punct de vedere juridic toate aceste proiecte, există și resurse de finanțare a lor și există și un calendar de implementare, astfel încât mandatul 2020-2024 să fie cel mai prolific din punct de vedere al investițiilor pentru județul nostru. Nu numai că vom recupera ceea ce s-a pierdut în 2016-2020, dar vom încerca și sunt sigur că împreună vom reuși să fim pe primul loc în regiune ca și nivel al investițiilor pe cap de locuitor. Încă o dată vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, vă așteptăm cu drag. Îmi propun să finalizăm toate proiectele pe care le-am început în acest mandat și care în perioada următoare, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, vor intra în execuție. Așa cum am spus și în conferința de presă, am ajuns primar în decembrie 2017, primăria municipiului Deva avea o datorie de 73 de miliarde de lei vechi, deci 7,3 milioane de lei. Astăzi, la 2 ani și 9 luni, primăria municipiului Deva nu are niciun leu restanță față de nici o firmă cu care colaborează. Mai mult decât atât, avem peste 3 milioane de euro, echivalent în lei, în conturile primăriei, bani care vor fi folosiți pentru investițiile următoare și pentru partea de cofinanțare pe fondurile europene în exercițiul financiar bugetar 2021-2027. Un lucru foarte important, atunci când am ajuns primar, nu aveam niciun proiect declarat eligibil pe fonduri europene. Aveam alocate pe regiunea vest, la capitolul Muncii Președinței de Județ, suma de 70,5 milioane de euro și riscam, dacă nu făceam proiectele, într-un timp foarte scurt, să pierdem acești bani, bani care altfel erau relocați spre celelalte municipii reședințe de județ din regiunea 5 Vest. La 31 decembrie 2018 am reușit să depunem toate documentațiile, au intrat pe lista sinteză și s-au semnat în cursul anului 2019 contractele de finanțare. Deci, practic, municipiul Deva a alocat 100% din banii fonduri europene care ne-au fost repartizați în exercițiul 2014-2020 de către Uniunea Europeană. O bună parte din aceste contracte pe care le-am semnat au intrat în implementare, altele vor intra în implementare în perioada următoare, dar un lucru extraordinar este că acești bani, 75 milioane de euro,
vor fi implementați în municipiul Deva, deci ei nu se mai pierd. Lucrăm deja la o serie de proiecte foarte importante pentru municipiul Deva în perioada următoare pe exercițiul financiar bugetar al Uniunii Europene 2021-2027. Și municipiului Deva i-au fost alocate peste 45 de milioane de euro în cadrul regiunii 5 Vest. Toți acești bani, cu siguranță, îi vom accesa prin proiectele pe care le vom depune. Avem proiecte guvernamentale la Compania Națională de Investiții și Ministerul Dezvoltării Regionale, pe PNDL, de peste 30 de milioane de euro, care vor intra în implementare, deci în execuție, începând cu anul 2021. Am spus-o, o repet, Deva este frumoasă. Îmi doresc ca împreună cu colegii, viitorii colegi PNL, în Consiliul Local al Municipiului Deva, să facem o Deva strălucitoare. Devenim merită acest lucru și sunt convins că în data de 27 septembrie marilor majoritate vor opta să voteze Florin Nicolae Oancea, primar al municipiului Deva, și lista de consilieri ai Partidului Național Liberal și la Consiliul Local, dar foarte important și la Consiliul Județean, pentru că îl am alături pe bunul meu prieten Adrian David, care este candidatul PNL-ului pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, și sunt convins că în următorii 4 ani vom face o echipă foarte bună, eu ca primar al municipiului Deva și Adrian David, președinte al Consiliului Județean. Este foarte important acest parteneriat și aș vrea să vă dau doar o informație. În acest an 2020, alocarea către municipiul Deva din partea Consiliului Județean Hunedoara a fost 0 lei. Cât de importante sunt resursele financiare pentru a putea dezvolta un oraș și pentru a putea genera proiecte. Accesăm fonduri europene, accesăm fonduri guvernamentale, avem la dispoziție fondurile locale și bugetul împrumuturilor. Dar este foarte important ca următorii 4 ani să avem, și aici mă refer la primăria municipiului Deva, iar beneficiari sunt devenii, să avem un partener serios, și aici mă refer la Consiliul Județean prin președintele Consiliului Județean, care sunt convins că va fi Adrian David. Deci sunt optimist, intrăm într-o competiție, nu i-aș spune bătălie, competiție, 30 de zile, așa cum am reiterat și în conferință de presă, sunt a 4-a oară într-o competiție pentru funcția de primar, am avut doar campanii pozitive bazate pe proiecte și nu pe atacuri la persoană, același lucru îl vor face și în aceste 30 de zile, le recomand celorlalți candidați, sunt de 13 în total, să facă o campanie pozitivă și în data de 27 septembrie să aleagă pe cel mai bun din cei 13, pe cel care cred că merită să reprezinte în următorii 4 ani de zile. Succes tuturor candidaților! Deja sunt două mari investiții străine care au venit, dar nu sunt singurele, sunt mult mai multe investiții care au venit în acest mandat scurt al meu. Nu este un merit direct, recunosc, dar totuși am avut și o contribuție din calitatea de primar, pentru că am avut nenumărate discuții cu fiecare investitor. Am asigurat cu celeritate maximă obținerea avizelor, autorizațiilor. Deci, legal, i-am sprijinit pe toți cei care au hotărât să investească în Deva. Avem o investiție înspre Macon, vreo 40 de milioane de euro, aproximativ 40 de milioane de euro, care va genera peste 350 de locuri de muncă, va fi finalizat în luna octombrie acestui an. Avem o altă investiție de aproximativ 50 de milioane de euro, care va începe, și aici mă refer la autorizația de construire și ordine începerea lucrărilor undeva prin luna ianuarie anului 2021, care va genera în următorii 3 ani de zile peste 2500 de locuri de muncă direct productive. Sunt și alte investiții de 2-3 milioane până în 10 milioane de euro care s-au făcut în Deva, de asemenea private. Vă dau un singur exemplu din multele astfel de investiții. Fosta fabrică de mătase, știți bine, a fost o ruină, a fost cumpărată de către un antreprenor, un investitor din București, a
au modernizat-o și astăzi își desfășoară activitatea peste 70 de societăți comerciale în acea locație, care este la standarde europene. Deci DEBA se va moderniza, ne bazăm foarte mult pe investițiile publice, dar cu siguranță că ne vom baza și pe investițiile private. Pe investițiile private și pe investitorii, nu neapărat pe toți cei care nu locuiesc în DEBA, dar hotărăsc să investească în DEBA, nu fac diferență între investitori, le acordăm maximă atenție tuturor investitorilor și în primul rând antreprenorilor din DEBA, care și-au deschis o afacere cu mulți ani înainte și îmi doresc ca afacerile dânșilor să crească în perioada următoare. Se poate face o altfel de administrație, se poate face performanță, se pot atrage fonduri europene într-un cuantum mult mai mare decât în ultimii 30 de ani în total. E vorba despre peste 71 de milioane de euro, pentru că recent am mai semnat un contract de 2,3 milioane de lei. Și e un om pe care am avut onoarea, cu care am avut onoarea și plăcerea să lucrez în echipa domniei sale și acum ne îndreptăm către Consiliul Județean Hunedoara, o instituție care are nevoie de o schimbare de atitudine, de o schimbare de management, pentru că a arătat în ultimii 4 ani că, așa cum a fost condusă de Partidul Social Democrat, nu poate face o administrație pentru hunedoreni, ci mai degrabă o administrație pentru un partid, ceea ce în 2020, din punctul meu de vedere, este inacceptabil. Avem în jurul nostru formată cea mai puternică alianță de la Revoluție încoace, e vorba despre 6 partide, PNR, UDMR, PNC, care formăm o alianță și sunt susținut în candidatura mea și de către USR Plus și Forumul Democrat al Germanilor din România. Suntem o forță suficient de puternică încât să câștigăm alegerile din acest an, să formăm o majoritate largă în Consiliul Județean Hunedoara, dar mult mai important decât toate aceste lucruri la un loc, să guvernăm performant, să facem o administrație bună și foarte bună pentru județul nostru, să deschidem Consiliul Județean către primăriile din Hunedoara, să formăm acele parteneriate de care județul nostru are nevoie și să readucem speranța și să creștem nivelul de trai al hunedorenilor. Asta ne dorim. Vom genera proiecte importante. Am amintit astăzi câteva. În primul rând, Spitalul Județean de Urgență din DEVA are nevoie de o atenție constantă, având în vedere că încă traversăm o criză sanitară și iată că nici măcar acum, la aproape un an de când a debutat, mai mult de 6 luni de când a debutat criza sanitară mondială, județul Hunedoara încă nu are un plan de management de criză sanitară, deci în orice moment ne putem trezi că suntem luați din nou pe nepregătite și Spitalul Județean de Urgență din DEVA poate deveni neutilizabil, pentru nefrecventabil pentru foarte mulți hunedoreni. E nevoie de un asemenea document programatic pentru ca să trecem mai ușor peste orice fel de criză. E nevoie de investiții, e nevoie, cred că cel mai bun exemplu, și toți cei care avem copii știm cât de important este ca noul sediu al pediatriei să fie finalizat și ne propunem ca într-un termen cât mai scurt, de cel mult 6 luni, să acest lucru să fie realizabil și pediatria să fie gata, ci să fie și mutată secția. Iar acolo unde este cum sediul pediatriei, e o clădire care, din păcate, numai spital nu arată, să generăm un proiect și o investiție pentru a fi folosit în alte scopuri. De asemenea, e important, sunt câteva investiții importante în infrastructură, care au nevoie de foarte multă atenție, conectivitatea DEVA-i. Dacă toți suntem aici, discutăm de DEVA, apoi o să vă invităm și în alte zone din județ să discutăm de problemele specifice ale fiecărei oraș sau fiecărei comune în parte. DEVA are nevoie de conectivitate la autostradă, vom continua eforturile primarului DEVA-i și vom găsi finanțare și vom începe execuția nodului de autostradă de la Sântu Halm. Vom conecta DEVA pe 4 benzi către Simeria, vom moderniza drumul județean 687 către Hunedoara și vom avea primul sector de drum județean din România cu management inteligent al traficului, pentru că scopul nostru final este să avem accidente zero, fără victime. Siguranța în trafic este o prioritate pentru administrația liberală a județului Hunedoara și a DEVA-i. Sunt proiecte care să le facem tot împreună cu municipiul DEVA pentru atragerea în continuare de investiții
străine și domestice, pentru că o creștere a nivelului de trai nu poate fi făcută fără o creștere economică sustenabilă și modelul de bune practici pe care Florin Oancel l-a implementat, respectiv platforma Deva Business, să devină aplicabilă la nivelul întregul nivelul județului Hunedoara. Și sunt multe alte lucruri pe care le-am gândit împreună cu primarii liberali, împreună cu echipa noastră, care o considerăm o echipă care știe să facă administrație performantă, despre care vom discuta pe tot parcursul acestei campanii electorale.